cât de frumos ar fi ca moșul, dincolo de cadourile pe care mi le aduce, să ne plătească facturile. Oare ar fi prea mult să-i cer moșului bani? Deloc. Dar ar trebui să emigrezi în state, acolo unde un moș generos împarte bani oamenilor mai puțin norocoși. Știm că v-am trezit curiozitatea, dar nu vă spunem cine este acest moș Crăciun cu adevărat. Putem să spunem doar atât. Este un om de afaceri foarte bogat, dar și foarte modest, pentru că a dorit să-și păstreze anonimatul. Acesta a împărțit peste 100.000 de dolari, așa că a făcut fericite cel puțin 1.000 de persoane. Are you serious? I'm serious. Merry Christmas. Put that on. No, you can't. Oh my God. Îmbrăcat într-un tricou roșu, pantaloni albi și o șapcă pe care scrie Spiriduș, Moș Crăciun a primit îmbrățișări sincere din partea celor mai puțin norocoși. Oricum, un gest extrem de frumos, care a venit în momentul cel mai oportun. Sperăm ca prin puterea exemplului acest om de afaceri să fi sensibilizat și alți oameni, care să-și ajute mai departe semenii în orice fel posibil. V-ați săturat de zăpadă, de frig și de nas înghețat în perioada sărbătorilor? Da, da. Egiptul este în perioada asta o destinație ideală. Cel puțin regiunea istorică Luxor este un must al acestui sezon. Pentru că e mai ieftin decât vă așteptați. De ce? Soarele răsare peste Egipt așa cum o face de mii de ani, iar turiștii matinal își sacrifică somnul de frumusețe pentru priveliștile spectaculoase oferite de zborul cu balonul deasupra regiunii Luxor, templele lui Hatshepsut și Ramses al II-lea. Istiaq Khan este impresionat de această experiență care te duce deasupra Nilului, a plantațiilor de trestie de zahăr și altor vestigii istorice. At the background, you can see the Valley of the Kings, Hatshepsut temples, and you've got Karnak on the other side. And it's just a totally different experience, to be honest. It's been amazing. Însă, din păcate, evenimentele din Egipt au avut un efect profund negativ asupra turismului din Luxor, situat la 510 km de Cairo. Khaled Margani, un pilot de balon cu aer cald, spune că afacerea merge destul de prost, dar speră că acum, de Crăciun și de Anul Nou, lucrurile se vor îmbunătăți. Multe sectoare ale turismului din Egipt sunt grav afectate de la începutul revoluției din ianuarie 2011. Hotelurile sunt aproape goale, iar cele mai afectate sunt cele de 5 stele. Însă managerii acestora sunt optimiști și cred că turismul își va reveni în regiunea Luxor, atât de bogată în obiective turistice și arheologice. Cel mai mare muzeu în aer liber, cum este aceasta descrisă. Iar oamenii de rând nu-și pierd nici speranța. La un mic atelier din vestul Luxorului, artiștii muncesc cu zâmbetul pe buze. Deși turiștii de pe străzi sunt foarte puțini și în întreaga regiune 500.000 de locuitori depind de turism. Dacă până acum egiptenii erau faimoși pentru felul insistent în care își curtau potențialii turiști, e ușor de înțeles ce eforturi depun acum aceștia pentru a câștiga o pâine pentru familiile lor. Nasser Kamal are o caleașcă și un cal cu care încearcă din greu să-și câștige o pâine. يعني شوف انا ما عرفتش الاربع افراد ما عرفش اوكلهم ولا اوكل الحصانين ما ايه غير حبيع لنا بعت حصان وكان معي 12 سنه كانت معي الحصان اللي بعته. Așadar, dacă vă interesează ofertă last minute pentru sărbători, Luxorul este destinația ideală, ieftină și plină de obiective turistice. Fie că mergeți în trăsura lui Nasser sau navigați în barca tradițională a lui Gadalah, fie că vă cumpărați ceramică rafinată sau locuiți într-un hotel de 5 stele, tot aveți șanse bune să ieșiți mai ieftin decât petrecând 3 zile pe Valea Prahovei. Am spus-o, o să o mai spunem și probabil o știți foarte bine. O auziți tot timpul la televizor. De sărbători e recomandat să vă petreceți timpul alături de cei dragi din familie, inclusiv de cei care nu cuvântă. Exact, pentru că unii dintre noi vedem câinii și pisicile ca fiind mai mult decât doar niște animale de companie. Este indicat să le facem să se simtă extra special acum în perioada sărbătorilor. O doamnă din Cambodgia probabil nu știe citi calendarul pentru că se poartă în acest fel cu animalele de mulți ani încoace și în fiecare zi, nu numai de sărbători. Într-o țară precum Cambodgia, unde majoritatea oamenilor trăiesc la limita sărăciei, pisicile și câinii suferă de multe ori abuzuri sau neglijență. Însă în ultimii ani, pe măsură ce țara și-a mai revenit din punct de vedere economic, un număr tot mai mare de cambogieni își cheltuie agoniseala pentru a avea grijă de aceste animale. De aproximativ 5 ani încoace, Tep Kim Loan, cunoscută mai ales sub numele de Madame Loan, hrănește animalele năpăstuite. Ea este președinta Asociației Cambogiene a Protecției Animalelor, organizație măruntă formată din ea și o mână de voluntari, cu echivalentul a circa 700 de dolari lunar, majoritatea din fonduri proprii, Madame Loan pleacă pe traseu în fiecare zi cu hrană de animale și medicamente pentru a ajuta pe bietele animale. Au Cambodge, les chiens et les chats ne sont pas des animaux de compagnie, mais c'est des objets utiles.
Les chiens servent de gardiens et les chats de chasseurs nuisibles. Bolile, infecțiile și hrana deficitară sunt principalele probleme cu care se confruntă câinii și pisicile cambogiene. Pentru că foarte puține sunt vaccinate, ele sunt și infestate cu paraziți, păduc, purici sau viermi. Fără ajutorul oferit de Madame Luan, multe din aceste vietăți și-ar găsi sfârșitul undeva pe marginea unui drum, proprietarilor fiind prea sărași pentru a mai avea grijă de ele. Din fericire, altruismul ei este din ce în ce mai mult lipsitor, cambogienii începând treptat să conștientizeze importanța tratamentului uman al animalelor. Așadar, atâta timp cât vor exista oameni precum Madame Luan, cățelușii și pisicile din Cambodgia vor duce un trai lipsit de griji și necazuri, ceea ce, bineînțeles, ar trebui să se aplice în primul rând oamenilor și doar apoi animalelor. Dar asta e, nu poți să le ai pe toate. Dragilor, atât pentru acum, vă dorim un Crăciun fericit și o seară cât mai magică și să așteptați moșul cu bradul împodobit să vă primiți cadourile bine meritate. Ne vedem mâine seară cu sau fără cadouri, depinde, iar până atunci nu uitați, mâncați bine, grijă la excese și țineți un look cât mai mondan.